Mă bucur să ne reîntâlnim din nou în cadrul rubricii Arena Sănătății. Ne-am gândit ca astăzi să vorbim despre originea acestui coronavirus care a îngrozit planeta și despre transmiterea virusului între om și animal, o discuție extrem de interesantă. Știm că acum ceva vreme au circulat știri conform cărora mai multe pisici și mai mulți câini au fost infectați cu coronavirus, au fost testați ca fiind pozitivi. Apoi, grădina zoologică din New York a anunțat că niște tigri și niște lei au forme ușoare ale bolii, fiind infectați cu coronavirus și au probleme respiratorii, dar, din fericire, aceștia au făcut forme ușoare și s-au vindecat repede. Acum, după o lună, aflăm că acest virus SARS-CoV-2 face probleme fermelor de nurci din Olanda. Despre ce este vorba de fapt? La două ferme din Olanda, mai exact din Brabantul de Nord, o zonă greu încercată de această pandemie, nurcile au dificultăți respiratorii și sunt infectate cu acest coronavirus. În urma testelor s-a depistat că și o serie de pisici din zonă sunt infectate cu acest coronavirus și o serie de angajați ai acestor ferme. Este dificil de văzut care a fost traseul coronavirusului între nurci, pisici și oameni. Cert este că în Olanda există cazuri confirmate de transmitere a virusului de la nurci la om. Însă, ministrul olandez al agriculturii, doamna Carola Schouten, spune că în afara fermelor de animale, această posibilă transmitere a virusului de la animal la om este neglijabilă. Dar trebuie să spunem că virusul poate să creeze probleme și diferitelor animale, hamsterilor, dihorilor, primatelor. Dacă în piața din Wuhan s-a vorbit mai mult despre lilieci și despre pangolini, acei furnicari solzoși, s-a căutat în același timp și o gazdă intermediară care să fi făcut posibilă trecerea către om. Asta indiferent de faptul dacă virusul a mai trecut prin laborator sau nu, pentru că niciodată nu s-a spus că virusul a fost creat de la zero într-un laborator, ci s-a spus doar că ar fi trecut printr-un laborator pentru eventuale ajustări, pentru diferite ajustări. Bine, acest lucru nu cred că îl vom ști vreodată și oricum nu este relevant pentru discuția de față. Cert este că acum s-a văzut clar în Olanda că virusul poate să treacă de la nurci la om. Și în același timp trebuie să spunem că multe animale reprezintă adevărate rezervoare de coronavirus, încă neidentificați, care ar putea să ducă la izbucnirea unor pandemii. În același timp trebuie să spunem că coronavirus au mai circulat în Asia, în Europa, în America, dar nu au dus la forme grave ale afecțiunilor pe care le provocau, ci au dus la forme ușoare, la forme moderate sau poate au creat afecțiuni care nici nu au fost sesizate, fiind foarte minore. Oricum, medicii și cercetătorii din toată lumea caută originile acestor coronavirus, caută și originile prezentului coronavirus, dar trebuie să spunem că în mod normal virus pot apărea oricând și noi epidemii și noi pandemii pot izbucni oricând, peste tot unde oamenii intră în contact cu animalele sălbatice. Liliecii în particular sunt deosebit de periculoși pentru că se consideră că ei au un sistem imunitar extrem de puternic și atunci pot să fie gazdele unui număr foarte mare de virus, dar care pe ei să nu îi afecteze, având un sistem imunitar atât de puternic. Dar acești virus pot să treacă la alte specii, inclusiv la noi, la oameni. În general, este puțin probabil o trecere directă de la lilieci la oameni, dar întotdeauna poate să existe riscul apariției unei gazde intermediare prin care să se facă trecerea la om. Dar, pentru că vorbeam de aceste situații în care pot să apară virus noi, trebuie să spunem că cea mai gravă problemă o reprezintă, de fapt, pădurea amazoniană. Mai exact, defrișarea pădurii amazoniene. Pentru că, prin defrișare, animale sălbatice, animale care nu au mai fost în contact cu oamenii, ajung să fie în contact cu oamenii și ajungem și noi așadar în contact cu noi și noi virus necunoscuți, care pot să fie foarte agresivi și sistemul nostru imunitar poate să nu fie pregătit pentru întâlnirea cu asemenea virus agresivi.
Acesta este și avertismentul ecologiștilor brazilieni și, de altfel, mulți consideră că familia de coronavirus cu care ne confruntăm astăzi ar proveni de la liliecii care au contaminat oamenii care au urbanizat rapid, extrem de rapid, provincia Hubei. Dar se pare că în Amazon problemele ar putea să fie mult mai grave. Amazonul este și un rezervor imens de virus și ar trebui să nu ne forțăm norocul, așa cum ne îndeamnă ecologiștii brazilieni, pentru că trebuie să spunem că atunci când se creează un dezechilibru ecologic, riscurile ca virusii să treacă de la animale la oameni sunt mult mai mari și situațiile ar putea să fie mult mai grave decât cele pe care le trăim în prezenta pandemie. Așadar, ar trebui să avem grijă la felul în care ne comportăm cu natura, la felul în care ne comportăm cu planeta, pentru că ne amintim foarte bine că noi viruși au apărut în Asia de Sud-Est și în Africa, acolo unde s-au creat asemenea dezechilibre ecologice, acolo unde întâlnirea între oameni și animale sălbatice a fost mai intensă, mai frecventă. Trebuie să ne amintim doar de Ebola și de febra dengue. Trebuie să spunem așadar că de noi depinde cum vor arăta lucrurile în viitor. De noi depinde, de respectul nostru față de natură, față de această planetă și măcar pentru noi înșine, pentru sănătatea noastră ar trebui să fim atenți. Și noi, în rubrica noastră Arena Sănătății, exact asta susținem, că noi, ca indivizi, putem fi sănătoși doar într-o lume sănătoasă, pe o planetă sănătoasă, doar dacă avem respect față de natură, doar dacă trăim în armonie și în echilibru cu natura. Așadar, vă invităm să meditați la toate aceste lucruri și, bineînțeles, vă așteptăm în continuare alături de noi la rubrica Arena Sănătății.